Viața în regiunea Donețk, devastată de război, continuă în ciuda invaziei pe scară largă declanșată de Rusia. Orașul Chasiv-Yar, la doar câțiva kilometri de Bahmut, a fost scena unora dintre cele mai aprige lupte din prima linie a Ucrainei. În timp ce războiul a schimbat totul, localnicii încearcă să ducă o viață normală în circunstanțe extreme, scrie Euronews. Menținerea serviciilor publice în prima linie este o afacere periculoasă. Livrările poștale în orașul Chasiv-Yar din regiunea Donețk se fac în vehicule blindate sub escortă militară. Este prea periculos să livrezi din ușă în ușă, notează Euronews. Ana este poștaș de 15 ani și spune că nu și-a imaginat niciodată că va trebui să poarte o vestă antiglonț. Poștașii își fac opririle pe cât de scurte posibil, livrând nu doar corespondență, dar și alte servicii esențiale, precum pensii și chiar mâncare. Rezidenții sunt conștienți de riscurile pe care și le asumă lucrătorii poștali și sunt recunoscători. Конечно, рады. Пищу привозят, деньги привозят, да? Cu fiecare vizită a poștașilor crește numărul caselor distruse în oraș și descrește cel al oamenilor care pleacă din calea bombardamentelor. Вообще, молодцы вообще, девчата. Ну, молодцы. Не могу сказать, что мы не боимся. Нет, тоже страшно, ты тоже ну, боишься, но отличаешь, вот понимаете, отличаешь, что это далеко уже. Это близко, а это еще где-то, когда близко возле тебя, то, естественно, мы на машину уехали.